Dragilor, sunt chiar aici pe muntele Nazaretului, pe sprânceana muntelui unde Iisus Hristos a fost adus ca să fie aruncat. Deci jos este o distanță destul de mare în jos. Cu siguranță dacă un om este aruncat de aici moare 100%, mai ales de pe sprânceana aceea, chiar și de aici, dar mai ales de acolo este destul de abrupt. Sunt cel puțin 10-15 metri în jos și cu siguranță dacă un om este aruncat de aici moare. Nazaritenii s-au supărat pe Iisus Hristos că la predica pe care a avut-o în sinagogă, Iisus Hristos a vorbit despre o mântuire față de toate neamurile, nu doar față de evrei. Și a dat exemple de credință pe văduva din Sarepta și pe Naaman leprosul. Când nazaritenii au văzut faptul acesta sau când au auzit predica aceasta îndreptată spre credința neamurilor, l-au luat pe Iisus, l-au adus exact în punctul acesta și au vrut să-l omoare. Dar ne spune Biblia că Iisus a trecut prin mijlocul lor cu putere, fără să fie atins, i-a lăsat practic până în ultima clipă să vadă Dumnezeul Măreț, Iisus Hristos, de ce sunt în stare acei oameni și a trecut prin mijlocul lor și spune că nu s-a mai întors niciodată. Ne spune Biblia că nu mai e consemnată de fapt în Biblie nicio vizită, altă vizită în Nazaret, ci Iisus a dus în Capernaum unde și-a stabilit centrul de conducere a misiunii lui pe pământ. În jos, în vale, da, vedeți ceea ce este Valea Megiddo, unde va avea marea bătălie de la Armagedon, da? La Megiddo, asta înseamnă Armagedon, da? Aici, în ultimele zile ale sfârșitului, va avea loc cea mai mare bătălie din lume, descrisă și în Zaharia 12, descrisă și în Apocalipsa 14. Despre această vale ne spune Biblia că sângele va ajunge la zăbalele cailor, va fi o vale plină de trupuri moarte și de sânge. Aici vor veni popoarele lumii să lupte contra lui Israel. Atunci se va întâmpla marea minune a întoarcerii evreilor cu fața către Iisus Hristos, singurul Mesia. Și vreau să vă citesc versetul din Zaharia 12. Versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns, adică răstignit. Și fiți atenți, această străpungere este prevestită cu sute de ani înainte ca evreii să-l străpungă pe Mesia. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un tâi născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim ca jalea din Hadadrimon, în valea Megiddo, vedeți, Megiddonului. Țara se va jeli, fiecare familie deosebită. Familia lui Levi se va jeli, toate familiile și toate celelalte triburi și femei, spune, vor jeli pentru ziua războiului. Și singura soluție ca Israelul să fie salvat va fi întoarcerea către Hristos. În disperarea lor, când vor vedea această vale plină de tancuri, de aparatură de război și poate că sute de mii de soldați în valea aceasta înșirați în linie de război, din nou, în linie de război, vedeți din nou o bătălie tip Goliat și David. Și în disperarea lor, Dumnezeu, în versetul zice, va turna peste ei un duc de îndurare și rugăciune, va turna peste ei înțelepciune să-l vadă pe Mesia ca singurul Mesia adevărat și să-l recunoască ca Domn și să-i ceară ajutorul. Și atunci toate neamurile care se vor ridica împotriva Ierusalimului, împotriva Israelului, vor fi nimicite aici în valea aceasta. Deci aici va fi ultima bătălie a omenirii. Și atenție ce vreau să vă spun, nu suntem deloc departe. V-am spus în seriile trecute că al treilea templu este gata să fie construit. Chiar la Muzeul Templului, când am fost să vizitez Muzeul Templului, m-a înfiorat un mesaj care a apărut pe final. Zice, children are ready. Adică generația asta este gata să-i facă ultimul templu Dumnezeului lor, da? Cel de-al treilea. Deci când au apărut cuvintele acestea, children are ready, m-am înfiorat.
Cu alte cuvinte, evrei zic, asta este generația care va construi al treilea templu. Și de aici vor urma foarte rapid toate celelalte evenimente care vor duce la sfârșitul lumii. Ești tu gata? Dacă ei, evreii, recunosc că asta este ultima generație și știți profeția aceea, spune că nu va trece poporul, nu va trece neamul acesta, generația aceasta, și cred că Iisus a referit la generația care a reînființat statul evreu, deci este o generație care va vedea lucrurile acestea întâmplându-se. Așadar, Dumnezeu să vă binecuvinteze și fiți gata, pentru că nu știm cât de aproape este sfârșitul și iată valea aceasta care va purta ultima bătălie profețită în Biblie de atâtea ori. Dumnezeu să vă binecuvinteze, pregătiți-vă, primiți-L pe Hristos în inimi și veți fi în siguranță, pentru că poporul evreu se va întoarce cu fața la Hristos și doar așa își va găsi mântuirea și salvarea. Amin.